Percheziții de amploare în vama Stamura-Moravița. Punctul de trecere al frontierei a fost blocat azi dimineață de descinderile DICOT. Acțiunea vizează zeci de polițiști de frontieră acuzați de contrabandă și nu numai. În paralel, au avut loc zeci de percheziții la locuințele contrabandiștilor și ale polițiștilor suspectați de fapte de corupție. Polițiștii DGA și jandarmii de la Brigada Specială au intrat în forță în sediul PTF Stamura-Moravița. Acțiunea vizează polițiști de frontieră acuzați de dare, luare de mită și contrabandă. Mai mult decât atât, vameșii sunt acuzați că ar fi primit șpagă pentru a permite unor infractori dați în urmărire generală să treacă frontiera nestingheriți. Polițiștii de frontieră, sub coordonarea șefului de punct, sunt bănuiți că au constituit un grup infracțional organizat, cu scopul de a obține beneficii materiale, indiferent cât de mică ar fi suma. Cu ajutorul investigatorilor infiltrați în grupare, anchetatorii au reușit să surprindă momentele în care vameșii primeau și împărțeau șpaga. Mai mulți suspecți au ajuns la audieri la sediul DICOT Timișoara, printre care șeful PTF, șeful de tură, dar și vânzătoarea magazinului din punctul de trecere al frontierei. Aceasta nu este prima acțiune a forțelor de ordine în vama Stamura-Moravița. În 2011, anchetatorii au descins în paralel în vămile Stamura-Moravița și Naidăș. Mai mulți vameși și polițiști de frontieră au fost atunci reținuți pentru luare de mită. În ciuda acțiunii în forță din urmă cu 5 ani, activitatea infracțională nu s-a oprit atunci.